Doamnelor și domnilor, bună seara! Sunt Margareta Răducanu și vă invit să urmăriți emisiunea Important. În această seară avem o ediție specială a emisiunii și invitatul este Marcel Darie, președintele Organizației Neguvernamentale Pro Chișinău și președintele Federației Sportive Wrestling. Da, m-ați ajutat, vă mulțumesc mult! Bună seara și bine ați venit la noi în studio! Bună seara, îmi cer scuze pentru vocea răgușită de care dau dovadă. Nu-i nimic, mai mulți în această perioadă. Pentru două săptămâni de minus 15, eu cred că e normal. Au vocea răgușită. Și domnul... îmi cer scuze că am amenajat așa toată masa cu toate asta documente. Asta denotă faptul că sunteți pregătiți pentru emisiune. Da, posibil. Vom discuta cu dumneavoastră despre situația în domeniul construcțiilor în municipiul Chișinău și în special vreau să încep cu situația din cadrul scandalului care are loc la adresa Milescu Spătaru. Și anume, ce se întâmplă ca să înțeleagă oamenii, pentru că este așa o situație în societate, o zicală, când doi se ceartă, al treilea câștigă. Aici cine va câștiga și de ce se ceartă doi? Pare rău că se întâmplă această situație în tot Chișinăul și de mai mulți ani. Și nu e vorba doar de Spătaru. Chiar, sincer, îmi pare rău pentru organul administrației publice locale, cum este primăria și primarul, care a lăsat situația să degradeze în așa mod. Și îmi pare rău pentru metodele folosite de anumiți politicieni, consilieri, deputați, pentru a-și promova imaginea, inclusiv electorală. Credeți că la bază stă mai mult, nu problema în sine, dar niște aspecte politice? Da, în primul rând aspectele politice și noi asta vom asta discuta. Deja se vede, se demonstrează. Și eu consider că este ilegal, este incorrect de a găsi un țap ispășitor pentru a-ți face reclamă și publicitate politică și constructorii, investitorii, oamenii noștri care muncesc în Italia, în Rusia, în alte țări și care investesc peste $1 miliard în timp de 10 ani în construcții, au rămas fie principalul țap ispășitor. Cei mai criminali în țara asta sunt cei care construiesc de câțiva ani. Păi da, bine. O clipă. Okay. Când eu am avut până la urmă curajul să vin la un șantier, că eu știam că o să vorbească în așa mod. Deputații socialiști au început a arăta cu degetul și spa. Acesta reprezintă investitorii, constructorii, это застройщик, это представитель застройщиков. Eu, poate așa trebuia de urlat atunci când vine, представитель бандитов, представитель, педофилов. Dar când vine o persoană care reprezintă o ramură întreagă, o industrie pe care se bazează economia, atât Chișinăului, cât și a Moldovei în general, asta deja un pic e incorrect. Pentru că dacă de noi... unde vine această atitudine și această percepție a oamenilor care construiesc negativă din partea celor care sunt în preajmă? Da? Locatarii, vorbiți despre... Da, explicația e foarte simplă. Dorin Chirtoacă, fiind oponentul principal al Partidului Socialiștilor, hai să spunem așa, a lăsat o marjă pentru ca ei, adică construcțiile, le-a lăsat de izbeliște. Tot ce eliberează primăria, toate actele, nu sunt aparate de către această instituție și nu sunt motivate. Socialiștii au găsit posibilitatea de a ataca o companie care este apropiată, să spune așa, Partidul Liberal, D&D și pe domnul Dârda. Pornind de la această premiză, au intrat în gust și au început a ataca cu anumite scopuri pe toți, absolut, economici absolut care se toate de construcțiile, da? Având la bază doar câteva plângeri ale locatarilor, câteodată, și ajungând în situația când, într-adevăr, sunt construcții care putem să le considerăm ilegale, când se construiește chiar în parc, chiar lângă un bloc de locuit, lângă o scară de bloc, iar în marea majoritate, unde sunt, într-adevăr, constructori și actele legale, toată societatea a început să considere că toată ramura este ilegală. Păi s-a creat un fenomen la noi în Chișinău acum. Un fenomen de ură și de agresiune față de tot ce se construiește nou. Fără ca să scoatem evidență, este bine sau este rău acel dar nou? Dar nimeni care... nici nu se descurcă, pentru că există o schemă întreagă. În primul rând, haideți să începem de la o premiză simplă de eliberare a actelor ca să ajungem pe urmă la Spătaru. Bine. Toți cetățenii trebuie să înțeleagă și să informeze. Există lege cu privire la construcții. Mai trebuie să înțeleagă un fapt, că nici eu, nici alți colegi de-ai mei, nu sunt pentru
aglomerație, pentru construcții ilegale. Și eu de multe ori m-am expus pe subiectul dat. Dar noi putem să progresăm ca societate, putem să schimbăm ceva doar dacă vom respecta legea. Dacă noi nu logic avem aceleași opinii, trebuie să alegem persoane care vor modifica și vor face legea așa cum vor majoritatea cetățenilor. Dar la etapa, haideți să luăm... Da, dar au existat precedente când s-a construit ilegal și când nu s-a ajuns la nimic. Și în continuare există aceste construcții și înfloresc bine mersi. În perioada 5-10 ani în urmă era la modă să se construiască ilegal. Asta înseamnă din 2010. Nu. Mai exact, ce mai înainte înseamnă, există istorie. Istoriei nu erau, nu erau mediatizate. Dar se construia ilegal. Asta înseamnă fără acte permisive. Adică un proprietar de teren putea să nu aibă autorizație și putea construi chiar până la etapa de dare în exploatare. Existau posibilități. Din perioada anului 2008, când legea a început să-i protejeze pe cumpărătorii de apartamente, pentru că până atunci se putea de procurat un apartament doar în oficiu unui investitor, fără notar, fără careva acte, doar între la bază având doar un contract. Din 2008 a apărut legea care protejează investitorii. Ce înseamnă asta? Asta înseamnă că dacă conform tuturor rigorilor se obține un act. Asta înseamnă certificat de urbanism, baza pentru proiectare, autorizație de construcție. Da? Autorizația respectivă se înregistrează în cadastru, primește numere cadastrale. Exact. Asta înseamnă grevarea bunului viitor. Numai după asta, investitorul poate, prin notar, vinde bunul viitor, iar cetățenii pot investi în construcții respective. Asta e baza legislației și prin asta se investește în municipiul Chișinău. 90% de construcții se efectuează în baza banilor cetățenilor care investesc în construcții. Sunt eliberate aceste acte legal? Nu sunt fraude și acte de corupție în baza eliberării? Fiecare organ are competența sa. Investitorii, iar aici vedeți că ați ajuns la o problemă. Investitorii primesc acte de la emitent. Cei care eliberează conform legii sunt emitenții, organul de administrație publică locală. Eliberează certificat și autorizație în bază la proiect. Politica urbanistică este determinată de arhitectul șef al capitalei și de direcția arhitectură și urbanism. Orice investitor primește planul general semnat de arhitectul șef, se duce la un proiectant care conform acestui plan și fișei coloristice a fasadelor proiectează, după proiectul respectiv se avizează de către verificatori independenți și în baza la asta se eliberează autorizația. Autorizația respectivă este legii și Constituției pentru constructori. Dar... Bine, mai vine și inspecția de stat în construcții și mai vine ajungem, dar e evident și eu am vorbit că administrația capitalei și în general organele statului sunt corupte. Noi știm percepția populației față de încrederea pe care o au față de instituțiile statului. Dar cei care construiesc, constructorii, investitorii, beneficiarii, nu au nicio atribuție cu procesul dat. Chiar și dacă unii dintre ei sunt implicați, până nu se va demonstra proba contrarie. Pentru că în cazul dat, dacă nu există decizii de procuratură, de CNA, decizii de judecat că actele au fost eliberate ilegal, se consideră de bună credință și se consideră legale. Și dacă noi considerăm că toată primăria este coruptă, păi atunci investitorii cinstiți, ca și în cazul dat, nu vor putea construi. Nimeni nu va putea construi, pentru că noi, a priori, din start, pe toți îi considerăm în afara legii. În afara legii, da. Noi trebuie să avem un reper. Reperul e respect. Cât de greu n-ar fi, reperul trebuie să fie legea. Și ca să demonstrăm contrariul, trebuie să mergem pe căile legale. Pentru că, vă mai repet, și o să demonstrez chestia asta, că sunt constructori care n-au nicio atribuție cu eliberarea actelor. Ei sunt antreprenori, sub-antreprenori. Asta înseamnă că de la autorizație s-au încheiat încă 3 contracte pentru executare. Ulterioare. Și anume o persoană nu are nimic cu eliberarea actelor. Absolut nimic. El are un act legal semnat de inspecție, ca și în cazul de la Spătaru. Vine un subantreprenor care nu are nici cu proprietarul de teren nicio atribuție, nici cu antreprenorul general. Încheie un contract de subantreprenoriat pentru instalarea gardului și săpare fundații. Antreprenorul respectiv este atacat, hărțuit, bătut, gardul este demontat și dus în direcție necunoscută. Gard legal, cu documente legale, cu factură. Asta ce înseamnă? Da, sunt niște cheltuieli până la urmă acestui agent. Asta cum se numește
Acum vorbiți implicit despre cazul despre cazul spătar. Asta cum se numește? Vedeți de unde ajungem? De la aceea că unele acte pot fi eliberate prin acte de corupție. Și eu sunt sigur că așa și este. Dar ajungând la situația când un antreprenor suferă. Dar de ce? De aceea că chiar dacă s-a demonstrat că a săvârșit o ilegalitate organul de administrație publică locală, să fie atras la răspundere. Iar oamenii simpli, businessmanii simpli, să nu aibă nicio atribuție cu chestia respectivă. De aceea, dacă s-ar proceda legal, poftim, se demonstrează, nicio problemă, construcția trebuie să fie stopată, toate pagubele, apropo, trebuie să fie restituite de cei care au încălcat legea, pentru că noi nu putem lăsa tot așa. Și tot așa să mergem pe procedură. Dar în cazul concret a proiectului respectiv, este o mică... Câte persoane sunt acum la etapa când dumneavoastră tot spuneți despre subcontract? 25 persoane. Iacă sunt actele din cadastru. Și arată condominiu, fiecare apartament are număr cadastral, este strada respectivă, Milescu Spătarul 27, care nu are nicio atribuție cu Milescu Spătarul 23 și așa mai departe. Dar cine a obținut actele? Ce întreprindere, ce firmă a obținut actele de la primărie? Ce s-a întâmplat în cazul dat? Eu, având o tangență, și să lămuresc care, cu terenul și cazul respectiv, am deconspirat până la urmă și am arătat societății schema care funcționează și care o știau toți de mult, dar se temeau să vorbească. Au vorbit consilierii socialiști o oră în urmă foarte mult despre persoana mea. Da, la noi aici, în studio, vreau doar o mică colegului meu, Sergiu Scripnic, da, o mică mențiune să fac ca să știe toți cei care nu cunosc. Eu sunt oficial și asta se verifică la Ministerul Justiției. Vi s-au adus, ca să explicăm telespectatorilor, vi s-au adus niște învinuiri și după care în discuții, în procesul discuțiilor, au confirmat că nu au nimic cu dumneavoastră până la urmă. Se dorește doar să se respecte legea. Păi bine, dacă vreți să răspundeți la acele învinuiri, puteți să spuneți. De la început să explic cine sunt eu. Cine este Marcel Darie? Eu sunt președintele unui partid politic, dar îl lăsăm deoparte. Eu sunt președintele unei federații sportive și eu sunt președintele unei asociații obștești Pro Chișinău. Toate aceste acte se află în Ministerul Justiției și oficial, peste tot, eu am extras care confirmă atribuția mea la organizația respectivă. Eu consider că nu este puțin. Și cum spun, dar nu despre aceasta. Eu acum vă spun. Și cum vorbesc domnii respectivi, ultimii doi ani de problemele chișinăuienilor, de politica urbanistică, și să dau mari luptători pentru anumite valori, eu vreau să întreb unde au fost ei mulți ani în urmă. Eu la 27 de ani deja eram consilier raional. Iar persoanele respective în general nu s-au arătat în Chișinău. Ei au apărut un an sau doi în urmă. Bine, întorcându-mi încoace. Dumneavoastră ați fost implicat sau nu în niște fraude legate de mansarde? Pentru că asta mi s-a adus în învinuiri. Nu numai asta. S-au adus mai multe învinuiri. Eu când am pornit 10 ani în urmă activitatea publică și am devenit consilier raional... Apropo... Da. Am vorbit și am încercat și fratele meu să-i spun și rudilor mele, eu vreau să fac activitate publică. Vă rog frumos, dacă e posibil, niciun contract cu statul, la mine asta e principiul și pentru tot partidul. Toți care vin la noi în partid nu au niciun contract cu statul și n-au avut niciodată și nicio atribuție cu schemele și politica. Adică nu au fost în funcții publice și n-au avut business care a avut treabă cu statul. Cu părere de bine, ei s-au conformat. Și toată viața, într-un fel, poate au suferit, pentru că nu au putut normal să se dezvolte, pentru că fratele candidează la funcția de primar și este împotriva lui Chertoacă, acum împotriva socialiștilor, așa este, că socialiștii sunt împotriva mea, da? Și, în general, toată administrația vorbește de persoana mea, care nu am nicio funcție și n-am primit nicio decizie în viața mea, niciun act n-am eliberat, așa. Eu, în procesul de mansardare, am fost implicat destul de serios prin articole, consultări. Nu, că prin 2011 ați contribuit la informarea oamenilor privind ce înseamnă proiectul de mansardare în Chișinău. Corect. Și ați, eu l-am văzut în multe articole ați vorbit de bine despre acest proiect pilot pe atunci. Corect. Adică eu atunci vedeam că problemele unor blocuri pot fi rezolvate datorită mansardării. Prin mansarde. Eu am publicat articolul. Este în internet articolul meu, unde era scris mansardele încurcă sunt o soluție. Soluții, dar sunt oprite de către corupție, cu părere de rău. Și eu am spus în felul următor, după părerea mea, primăria trebuie să fie beneficiar,
să fie elaborat un regulament prin care investitorii să câștige la concurs dreptul de a construi, să lasă o garanție și să fie totul asigurat. În cazul dat, tot proiectul unde trebuia avea să demareze cu succes. Ce s-a întâmplat? Da? S-a întâmplat o chestie foarte, foarte neplăcută. Primăria a dat tuturor doritorilor dreptul de a construi. Știți cât deci sfaturile cele dumneavoastră nu au fost, acceptate. Toate companiile care au dorit cu 5.400 de lei în cot au construit. Au construit și console cu două etaje. Dar oricum, careva succes au fost. Dar într-un moment când a ars mansarda de la Botanică și s-a demonstrat că unele firme au construit pur și simplu din materiale inflamabile, materiale fără ține cont specificul acestor etaje și de norme, primarul, cu părere de rău, împreună cu viceprimarul, au anulat proiectul, au anulat toate autorizațiile. Toate firmele de mansarde au falimentat. La etapa de azi, o să vedeți în oraș zeci de blocuri în care nu sunt duse până la capăt construcțiile de mansarde. Asta e toată istoria. În rest... Deci nu aveți datorii, nu aveți, din punct de vedere juridic vreau să vă întreb, că asta contează la momentul de față, când deja cearta devine sau niște situații de neclarități. Eu am adus un document. Nu sunteți urmărit penal, nu aveți nicio... În cazul neomansarde au fost sentință, e că își scrie. Puteți la cameră, să arătați camera dumneavoastră. Nu, aici. Așa. Sentință. Învinuită, examinat, neomansarde, reprezentantul legal al inculpatei, Găsanov Alena. Sentința respectivă a intrat în vigoare. Mai departe, eu special am luat de la Ministerul Justiției, la camera de înregistrare. Nu am avut niciodată treabă cu companie neomansarde, neoimobiliare și așa mai departe. Acum se vorbește de rudele mele, de fratele meu. Fratele meu este proprietarul unei companii de proiectare. El nu a avut niciodată nicio tangență, cum am spus, cu statul, nu a beneficiat de nici o susținere, nici un proiect de la primărie sau de la stat. Când a dorit să proiecteze un proiect, eu i-am spus, te rog frumos, eu vreau să partici, eu vreau să văd ce fel de proiect, care sunt normele, pentru că eu am niște concepții pe care le-am propus de dezvoltare extensivă a orașului, a Chișinăului, și eu vreau ca compania ta să se încadreze perfect, să fie un exemplu. V-a ascultat? Terenul de la Milescu Spătaru a fost obținut de un antreprenor, compania Dero Impex. Nu are nicio atribuție, nici cu mine, nici cu familia mea. Compania respectivă a obținut autorizație. Ea a făcut un fel de tender, concurs, și a căutat parteneri, antreprenori, care să execute lucrările. Planul general semnat de compania respectivă în care director este fratele meu, Darie Dorin. 40 de ari de teren, procentul de ocupare a terenului 17%. Unde ați văzut așa ceva? Eu vă asigur, căutați tot orașul, nu o să găsiți pe 100%, 17%. Uitați-vă cât spații trebuie de amenajat. Așa. Spații verzi, 475 de metri trebuie de sădit. Spații de joacă, teren, uite, se vede foarte clar. Două căsuțe mici față de un teren enorm. Uitați-vă mai departe. Deci, ca să, să facem o clarificare. Spații... Fratele dumneavoastră este implicat doar în proiectare. În proiectări. Business-ul lui constă design și proiectare. Uitați. Ce este? Parcări, o clipă. 65 de apartamente, 77 de, locuri de parcare, 120% din cantitatea apartamente. Nu unde s-o văzut. Dacă asta nu-i normal. Da? Vorbiți despre faptul că acest teren este gândit logic, este gândit acest în beneficiu acest proiect. Pe terenul despre care este vorba, că a intrat în scandal, este gândit altfel decât toate celelalte și nu este în detrimentul locatarilor despre care... Nu este corect întrebarea dumneavoastră, pentru că locatarii aici n-au nicio atribuție. În general, termenul locatari, haideți corect acum să analizăm. Nu, vecinii, să zic. Noi toți suntem vecini. Noi toți suntem vecini. Chișinău are aproape 1 milion de locuitori. Noi toți avem drepturi și avem proprietăți. Eu tot am apartament. Și părinții au și dumneavoastră aveți. Noi toți avem aceleași drepturi. Nu trebuie dat cuiva drepturi exclusive. Mai departe, cei care procură conform legii, toți sunt vecini. Toți sunt locatari. Au asociații de locatari. Ei vin deja pe un teren în care sunt case. Nu importă, ei au aceleași drepturi. Unde vin? Mai departe. Terenul respectiv a fost
dat în arendă de Consiliul Municipal. Eu m-am uitat în contract și aici e scris. Consiliul obligă investitorul timp de un an să proiecteze și să construiască un bloc locativ. Îl obligă. Da, asta toată lumea știe. Dar, păi da, dar consilierii în ce, municipali... În ce situație a apărut conflictul în cazul Melescu Spătaru? Când ce? Să terminăm referitor la businessul rudelor, fratelui și așa mai departe. Nu, că ați explicat clar. Doar atribuția fratelui dumneavoastră este doar în calitate de proiectant. Mai departe. Dintr-un motiv, pentru că îl cheamă Darie Dorin, firma lui se numește D&D Proiectare. Asta e coincidență? Coincidență. Și atunci ce reiese? Că socialiștii, crezând că este la obiectul respectiv D&D Dârda, au venit și au dat buzna peste niște investitori onești, așa? Uh-huh. Înseamnă că ce avem? Ideea, știți care? Că dacă o persoană, chiar și dacă el este infractor, el trebuie să fie condamnat conform legii și legal. Dacă pentru omor se dă 25 de ani sau pe viață, și societatea nu dorește chestia asta, și eu sunt împotrivă, nu poți să-l judeci pe persoană, chiar dacă el era cel mai mare ucigaș. Știți ce trebuie de făcut? Să votăm politicieni care o să schimbe și o să introducă pedeapsa cu moarte. Ca exemplu. Mm. Ei, a fost un... Este un exemplu foarte elocvent. Știți că până azi, ca în evul mediu, sunt țări în care femeile, pentru anumite suspiciuni, doar suspiciuni. Da, sunt omorâte cu pietre. Adică sunt diferite forme de manifestare. Nu vrem să ajungem în Nu, noi am ajuns deja în epoca primitivă când legea se face cu pumnul. Noi vorbim despre situația... Bine, haideți noi, deja să trecem la subiect. Vreți să vedem și videoul în care gardul este fermat, da? Și oamenii sunt revoltați. Asta vrem să arătăm telespectatorilor. Vă rugăm frumos regia să pună videoul din vară, unde gardul, prejmuit terenul cu gard, a fost dărâmat. Vă rugăm foarte mult. Da, am urmărit acest video. Puteți să ne dați niște explicații? Cine sunt persoanele care dărâmă cu bâta gardul? Gardul a fost poziționat legal în baza proiectului? Da, este scrisoarea între primării. Nu, este și scrisoarea constatarea inspecției de stat în construcție. Așa. Era afișat acolo proiectul? Evident. Pe undeva? Evident. Uh-huh. Dacă ar fi locatari, am putea înțelege. Dar cine sunt acești oameni? Călămuresc. Pentru că câteodată oamenii nu înțeleg unde este legal și unde este ilegal. Și cu părere de rău săvârșesc infracțiuni, dar până la urmă, câteodată, nu că au și dreptul, dar trebuie să înțelegem, pentru că nu toți oamenii sunt juridic bine instruiți. În cazul dat, gardul este nu dărâmat, adică nu demontat, gardul este dărâmat, lovit, sustras de către deputații Parlamentului Republicii Moldova. Adnăstalcă, Lipski, și încă două, trei persoane, deputați, și ei special au spus tuturor, este video în direct, filmat pe YouTube, nu vă apropiați, pentru că deputații au imunitate. Asta și este una din găselniți a socialiștilor, da, care folosesc imunitatea parlamentară pentru a face fără de lege, pentru că pe ceilalți repijori trebuia să-i sancționeze. Vă închipuiți ce înseamnă... Locatarii din blocurile vecine au fost implicați cumva? Au fost și ei implicați, da. Vă închipuiți ce înseamnă un deputat? Asta e funcția supremă într-o republică parlamentară, da? Să-i spunem. Deputații creează legile. Nivelul de creare a legilor și nivelul de poliție. Nivelul cel mai jos de infracțiuni, delecvențe, ca în anii 80-90, când în Rusia de-abia începeau să apară grupările criminale de rechet și de gopnici. Da? Pentru că ceea ce am văzut noi, asta se întâmpla în anii ce, când veneau la orice restaurant, bar, afacere, cu pumnii, cu picioarele, fermau, distrugeau, ca să plătești taxa de protecție. Asta e atac armat, cu bâtii, cu ciocane, cu instrumente specializate. Cum erau acționat? Ce ați făcut? Erau pregătiți. Dacă acționăm conform legii, ați chemat poliția, ce ați făcut? Eu vreau doar să menționez.
nivelul respectivilor domni, pentru că ei au instrumentariul necesar ca să modifice orice lege. De ce nu au inițiat o procedură în Parlament de a modifica legea respectivă ca să-i dea anumite împuterniciri, poate, altor organe? De ce prin metode parlamentare, metode legale, nu intervin în procesul de construcție? Închipuiți-vă nivelul atunci a lor de cunoștință și nivelul, eu nu știu, în politică, ca să te cobori din Parlament, unde trebuie să fii în cravată, să vorbești frumos, să fii un om inteligent, să te cobori tu la nivelul de delecvență de asta juvenilă, care fără steclă, magazin. Dar dumneavoastră ați văzut jaful armat acum de la Stăuceni? Ați văzut? Asta. Nu vă pare că se seamănă, că e fix aceeași metodă? E anii 90, da. Nu, jaful a fost câteva zile în urmă. Da, jaful respectiv, unde a fost împușcat o persoană, da? Jaful... Când au intrat cei 14 oameni. Corect, dar cine sunt ei? Ei sunt oameni cu antecedente. Păi altceva. Sunt delicvenți. Păi corect. Sunt o altă categorie din societate. Da, dar cum putem să ne egalăm? Și mai departe, s-au deschis 3 dosare penale. Huliganism, dezordine masă, dilapidarea bunului public. Dar în ce drept i-au dilapidat gardul respectiv, care constituie proprietatea unei companii? Și compania respectivă este subantreprenor. N-are nicio treabă nici cu compania Creativ, nici cu Adero Impex, cu nimeni absolut. Să mergem conform legii. Acești oameni vor fi pedepsiți? Au fost luate atunci măsurile necesare pentru a pedepsi acești oameni? E ca tot în așa modalitate, pe Facebook mi se adresează întrebări de parcă eu sunt procurorul municipiului și iau atitudine în cazul respectiv. Multe persoane nu înțeleg care au acum dosare penale din locatari care nu s-au abținut și au participat în dezmățul respectiv. Poliția nu are competență să intervină în activitatea deputaților. Dar ei au filmat, tot a fost în direct. Asta da, a fost o execuție. Am văzut, e foarte nostimă chestia asta când filma polițistul. Da? A fost o execuție a unui antreprenor care nu s-a supus regulilor impuse de gruparea respectivă în public. În direct la un canal de televiziune. Adică o ilegalitate a fost transmisă în direct la un canal de televiziune. Și toți băteau din palme. Vă închipuiți în ce societate noi ajungem? Chiar dacă gardul cealaltă venea ilegal, îl instala o persoană. Chiar și dacă încălca toate normele în construcție. Deci acum vreți să vorbiți despre niște scheme care până la urmă sunt înrădăcinate deja. De scheme vorbim. Eu am vedere de partea morală a societății în care noi trăim. Cum poți să bați de... Eu vă spun încă o dată, chiar dacă este un infractor, las că o să-l pedepsească legea destul de dur. Știți că și violatorii ajung acolo în pușcărie, gata, s-au terminat cu ei. Nimeni nu-i recomand să ajungă acolo. Adică legea o să-și facă treaba. Chiar și dacă o persoană a greșit în construcție, a făcut ceva, el a dorit să facă mai bine, hai să spunem așa. Public tu să execuți și să bați din palme, asta ce înseamnă? Asta înseamnă mai, că s-a ajuns... Mai departe, da. ce s-a întâmplat cu acest teren? Filmarea aceasta este din anul trecut. Mai departe, o chestie foarte simplă. Primarul municipiului Chișinău a eliberat o dispoziție cu privire la asistarea lucrărilor de construcție, ceea ce nu a avut dreptul să o facă, și eu lămuresc tuturor să înțeleagă. Și apropo, și primarului, poate. Actul emis de către primărie nu poate fi retroactiv sistat. El deja produce efecte juridice. Dacă dumneavoastră ați procurat acum un apartament sau ați încheiat un contract, el produce efecte în viitor. Noi nu putem să ne întoarcem înapoi, numai în cazul când n-a fost făcută o infracțiune. De asta trebuie de demonstrat infracțiunea. Dar primarul nu a spus că a fost făcută infracțiune. El a spus că totul e perfect legal și totuși emite dispoziții în care scrie având în vedere dezacordul locatarilor din blocul de locuințe. Păi ca să se, probabil să se liniștească spiritele, ca să nu fie, că era, țin minte, chiar venise și în emisiune aici și vorbea despre acest scandal și zicea că oamenii ar trebui să fie informați mai corect și asta este vina că nu se informează corect oamenii și ajungem la așa situații. Foarte corect, dar cine trebuie să informeze locatarii? Spuneți-mi, vă rog. Dacă așa, ca o întrebare, dacă știți. Dar eu pot tot vă spun. Primăria. Vedeți? Primăria vedeți? Trebuie să informeze. Haideți a fost o lacună. Haideți să punem totul pe competențe și la o parte. Deci ca să investitorii, meargă cronologic. Investitorii. S-a stopat activitatea. Investitorii doar înștiințează printr-un panou special locatarii, societatea, inspecția despre de stat, care despre va... activitatea pe care legal o desfășoară. O desfășoară pe acest teren. Administrația publică locală, primărie, pretura, sunt obligate prin competență să discute cu populația, cu
cetățenii, să elaboreze planuri zonale ca să le vadă toți, să informeze cu o lună înainte, cu două luni înainte, care de gând să elibereze acte permisive pentru investitor. Să vină și să explice oamenilor, să nu lasă investitorul care nu are așa atribuții, competențe, poate nu poate vorbi. Ca să se confrunte direct cu aceste, păi, da, cu aceste scandale. Ce? Un investitor ce a participat într-o campanie electorală poate vorbi frumos în fața camerei. De ce trebuie de stresat cei care pur și simplu construiesc? Bine, aici putem să spunem că este un număr de investitori, de agenți economici, care într-adevăr au obținut actele legal și se confruntă cu așa situații. Dar sunt, eu am dat la căutare scandaluri cu construcție și sunt o sumedenie de istorii. Probabil, totuși, noi avem aici ceva de care trebuie să scăpăm. De fenomenul corupției și fenomenul obținerii actelor ilegal și după aceea, ca să oamenii să nu creadă că toate actele sunt obținute ilegal. Eu doresc să fac o concretizare. Uh-huh. Evident, Curtea de Apel a decis că primarul nu are așa competențe. Mai mult și a anulat atât, da, stoparea, da, decizia, da, de stopare. Da. Mai mult cât Cancelarea de Stat s-a expus. Iarăși, primarul nu are așa competențe. Și tot așa mai departe. Dar, și acum, la momentul de față? La momentul dat, problema deja este politică. Pentru că însăși președintele țării, vă închipuiți, noi am vorbit de deputați, însăși președintele s-a implicat în scandalul de construcție de la Melescu Spătaru. Da? Așa. Mai departe. Interviu acum cu un deputat din Partidul Socialiștilor și dumnealui, domnul Bole, explică în felul următor. Noi am fost solicitați de către cetățeni, asta când se lucra legal, conform documentelor, decizii curții de apel și așa mai departe, pe care le aveau investitori. Noi, în calitate de deputați, spun el, suntem obligați să stopăm o ilegalitate, ne-am cățărat în copac și un deputat socialist, de pe copac, a căzut pe șantier. În cazul dat a fost chemată salvarea și trebuie de atras la răspundere penală constructorii, pentru că deputatul socialist de pe un copac a sărit pe șantier și a căzut pe șantier. Vă închipuiți unde s-a ajuns? Da, se ajunge uneori prea departe în niște situații foarte simple. Despre ce s-a discutat și în emisiunea înainte de important la colegul meu, Serghei Scripnic, vorbim după o pauză publicitară. Regia, luăm o pauză. Doamnelor și domnilor, revenim în studioul TVC21, emisiune importantă. În această seară avem o ediție specială în care discutăm cu Marcel Darie, președintele organizației neguvernamentale Pro Chișinău și președintele Federației Sportive Arm Wrestling. Domnul Darie, discutam despre faptul că în emisiunea de până la important se vorbea despre faptul că consilierii din cadrul Consiliului Municipal Chișinău au venit în ajutorul și în susținerea acelor locatari care au sesizat această problemă, că terenul din adresa cu pricina Milescu Spătaru este necesar pentru ei ca să fie altceva organizat pe acest teren. Dumneavoastră aici ce părere aveți? Toți politicienii își au alegători și trebuie să vină numai decât în întâmpinare și să-i ajute în rezolvarea problemelor societății. Fiecare grup de cetățeni își are un consilier, un deputat pe care l-a votat sau nu l-a votat și la care apelează. Uh-huh. Eu doar n-am adus lista persoanelor care apelează la ajutorul meu și care tot au subiecte de discutat. Da? Dar nu vă pare că este și a doua parte a celor care au investit în niște acte absolut și perfect legale. Legalitatea o determină notarul, cadastru și alte organe. Nu o determină consilierii. Da, bine, acești oameni, desigur, sunt convinși că actele au fost... Nu sunt convinși. Pe ei i-au convins notarul. I-au convins notarul și, că actele cadastru, sunt legal așa, eliberate orice... și ei au investit banii proprii care la fel sunt apărați de lege. Foarte asta corect, da. Efect retroactiv nu există. Terenul respectiv se află la 40 de metri de distanță. Deci corespunde normelor tehnice. Haideți să vorbim ca niște persoane simple, așa. Ca eu da, vorbesc ca un diletant. Ca o persoană care locuiește undeva cu într-o curte de bloc și se gândește. Oare ce se întâmplă în domeniul respectiv? Credeți că eu nu sunt împotrivă să se construiască în fața casei, în fața unei scări sau în curtea unui bloc? Evident că sunt împotrivă. Ce avem noi aici? Avem ultimul bloc de la Ciocană, strada Milescu Spătaru 23, dacă luăm dezvoltarea așa, lateral.
la o distanță de 40 de metri se află proiectat un bloc locativ, v-am spus, cu un procent de ocupare mizer, cu un teritoriu enorm pentru parcări, spații de joacă, amenajări, alee și așa mai departe. Este loc pentru tot. Și acești investitori nu pot construi. De ce? Pentru că aici au căzut într-o capcană socialiștii, susținătorii lor acolo din blocuri. Ei n-au înțeles un lucru. Că dacă noi avem curtea unui bloc, acesta e blocul de la Spătarul 23, și aici avem curtea lor, este, eu am spus, curtea este sfântă pentru un bloc. Aici trebuie să fie doar de servire, adică fitness, magazin, dacă este posibil și dacă permite asociația. Au nevoie de o sală de sport, trebuie de făcut sală de sport. Au nevoie de spații de joacă și așa mai departe. Conform legii, acum este legea nouă privire la condominii, toate blocurile vor trebui să devină asociații de locatari, să treacă din gestiunea primăriei în gestiunea asociațiilor. Și să nu creadă cineva că așa mai departe o să stea cu jecul sovietic și o să facă ce dorește. Nu-i corect. Conform legii, și chiar și logica ne-o spune normală, este curtea unui bloc care va fi privatizată de către asociație și 2-3 metri în spatele blocului pentru anumite utilități. Asta e tot. Și atât. Asta e tot ce aparține asociației date. În curtea aceasta, apropo, este teren de joacă pentru copii, este teren de fitness, sunt parcări și sunt o sumedenie de spații verzi. Loc este destul, pentru că blocurile au fost proiectate încă în perioada sovietică. Dacă tot vorbiți că ei au terenul de joacă, poate să regia să ne pună, vă rog frumos, un video unde se vede acest lucru, că acest bloc locativ are terenul său, așa să înțeleg, da? Terenul său propriu de joacă. Vă rog frumos, pe parcursul discuției vrem să vedem terenul de joacă. Despre acest teren de joacă vorbiți, da? Uitați-vă cât și aceasta este curtea. Da. Da, care le aparține și la care nu atentați cu nicio absolut, iotă. Nu avem nicio atribuție. Nu aveți curtea, nicio atribuție. Uitați-vă cum se joacă copiii. Deci să fie clar, curtea le rămâne lor și nimeni nu intră pe teritoriul lor. Tot ce aici despre ce se vorbește, proiectul respectiv este în spatele acestei ca bloc, da? Foarte corect, uitați-vă. Ia că asta e blocul, ia că asta e spatele. Stați o clipă, da. Terenul de joacă corespunde tuturor normelor. Așa. Da, și acum avem proiectul dumneavoastră. Care este unii casa aceasta? Unde asta am e casa, e că aici e curtea. Aici suntem gata, încoace e câmp, e megapolis. Unde? Spuneți-mi, vă rog, uitați-vă. Tot ce este desenat cu aceste linii, astea sunt rețele. Unde ați văzut ca copiii, cum pretind acești pretinși locatari, apropo, mulți dintre ei care vorbesc la camere, nici nu locuiesc în blocul respectiv. Sunt activiști care la toate construcțiile vin, da? Uitați-vă. Ați permite unui copil să joace lângă drum? Pe rețele inginerești, acolo sunt rețele electrice, rețele de termoficare, de apă canal. Încolo, în general, s-au apropiat specialiștii de la apă canal. Nu ai voie, în general, să limitezi accesul. În orice moment, ei trebuie să intervină. Așa, lângă drum. Prima ce am auzit eu, problema este că n-am zabirat детскую площадку. Păi, deci ne zabirat. Păi, dar câte детские площадки trebuie să ai? Asta e unul la mână, stați puțin, dar pe proiect este tot spațiul de joacă pentru copii. Care va fi în curtea acestui bloc, care se va construi. Care e cu curtea lui, dar eu nu văd o problemă. Copiii din curtea respectivă, da, se poate juca în curtea dată, doar ea va fi protejată de blocuri, adică nu va fi la drum. Mai departe, nu avem aer. Ca să înțelegeți, de la spații de joacă, aer, și podvodna e vodă, că o scadă casa. Noi am ajuns la cu ce m-am ocupat eu la vârsta de 20 de ani, când avem cafenea și acolo o găsit drogul. M-am înțeles și nu s-a ajuns. Pentru că au fost trei probleme, numai trei. Cade casa, spații de joacă pentru copii și parc. Și aer, așa. Acum referitor la parc. Zona respectivă, în primul rând, este teren municipal, care a fost dat în arendă. Mâine poate să fie vândut la licitație, putea fi vândut, putea fi schimbat. Primăria decide de sine stătător, în consultații cu locatari, prin alte metode. Ce faci cu terenul? Dar oricum, terenul respectiv niciodată, terenul respectiv niciodată nu va intra în posesia asociației respective.
Nu există așa norme nicăieri în lume. Ei au curtea și asta e tot. Aici ajungem încet, încet la acele mituri despre care se vorbește, că unii locatari au dreptul să decidă, da? Care terenuri de joacă poate să le aparțină, care nu poate să le aparțină și spațiile verzi sunt ale lor sau nu ale lor. Aici ce facem cu aceste mituri? Este în drept un locatar dintr-un bloc să decide destinul unor terenuri de joacă, unor spații verzi? Sau, până la urmă, primăria este responsabilă de decizia dată? Eu voi spune niște adevăruri. Poate sunt greu de conceput la prima etapă, pentru că oamenii vor populism. Dar în multe lucruri eu spun ceea ce văd din legislație și, pe urmă, pot să spun poziția mea, că eu am spus-o de nenumărate ori, cum ar trebui să fie. Dacă casa este în gestiunea unei, sunt patru tipuri de gestiune. Este JEC, APLP, cooperativă, condominiu. Dacă faci parte dintr-o întreprindere municipală, nu există asociație. Fiecare locatar sau proprietar de apartament are dreptul doar la un apartament pe care l-a procurat sau prin altă metodă l-a obținut. Are cot parte din scară și afară nu are nimic. Decide primăria absolut tot. Care spațiu de joacă, care teren să fie vândut, pentru că nu le aparține. Primăria, evident, trebuie să consulte. Eu, încă o dată. Da, eu nu mă bag acum în politică. Am găsit aici lacuna că primăria puțin informează oamenii și oamenii nu sunt... Dar eu vorbesc de asta de 10 ani. Eu sunt de acord. Pe mine mă întreabă, dar cu oameni buni, dacă aș fi eu primar, eu aș discuta, eu de 10 ani, cu cele mai grave probleme. Cu mansard de la care curge, eu mă chemau, domnul Dari, ajutați-ne, vă rog să facem un contract corect, curge, vrea să vină investitorul. Și am ajutat. Și le-a făcut, și o să arăt. Sunt cămini care, exclusiv de mine, i-a alcătuit partea juridică. Și absolut, totul e în regulă. Nu, că e în regulă. Este nimic. Obținut așa termoizolare la bloc, ceea ce vrea să fac chertoacă acum. Noi am făcut 5 ani în urmă chestia asta. Dar n-am arătat la nimeni. Asta încă o să vorbim. Mai departe. Dacă există deci lipsă de comunicare. Lipsă de comunicare înțeles. Și dacă nu există asociații de locatari, n-au niciun drept în afară de apartament. Și primăria oricând va putea decide ca să ia acest teren. Așa. Dacă există asociații de locatari, și eu știu așa asociații care au făcut-o până la legea respectivă, au depus un efort, au făcut o adunare, au ales un președinte, un organ de control, au privatizat terenul pe care le aparține și atunci gata, decid de sine stătător. Și eu vă mai dau un exemplu. La așa o asociație, iarăși m-au chemat pe mine ca să vedem partea juridică. Și ne-au spus, noi avem, uitați-vă ce probleme. Nu putem, nu avem bani să ne conectăm la energie electrică corect, pentru că era cămin, apă, canal și am avut probleme. Și eu am găsit, a venit un investitor și a spus că nicio problemă, îmi dați terenul respectiv, nu terenul, încăperea respectivă din subsol, fac sală de sport, eu vă plătesc toate cheltuielile. S-au înțeles, au făcut și bravo. Deci, în unele situații putem ieși... Atunci când asociația are proprietate. Mai departe, condominiu, cooperativă, asta e tot aceeași. Adică, proprietate. Așa. Chiar și având proprietatea respectivă, se referă doar la curtea unui bloc. Tot ce ține de terenurile din spate, păi după așa logică, noi bun, uitați-vă, terenul respectiv avem pretenții. Terenul respectiv tot avem pretenții. Păi avem pretenții la tot orașul. Păi și eu am pretenții. Toți avem pretenții. Da, noi avem pretenții la imaginea pe care o are orașul. Nu, asta e altceva. E altceva. Eu am în vedere că în cazul nostru, vreau să vă dau un caz. Ieși din Comun. Spătaru, terenul nu are nicio tangență cu ceea ce ar însemna dreptul la teren de joacă și la dreptul la acest lot de pământ. Absolut, asta am ajuns. Dar mai mult ca atât, dacă vorbim de teren de joacă, el este în proiect. Adică nu este nicio problemă cu terenul de joacă. Doar că terenul respectiv, poziția lui și care teren a fost determinat de către autoritate. Nu de către investitor. Și nu o să determine cei care locuiesc în blocul 23 ce se întâmplă la blocul 27. Și nici cei care procură nu determină. Asta o face doar arhitectul șef. Ea că au determinat și acolo trebuie de construit. Acum, la ziua de azi, la ce etapă sunteți? Pentru că am înțeles că a fost abrogată decizia de a stopa construcția. La ce etapă sunteți? Este etapa când s-a ajuns prea departe. Și în cazul dat, inspecția de stat în construcție a adresat o prescripție primăriei. Investitorul a fost înștiințat la etapa dată, până primărie nu va da adăugător schema de amplasare respectivă, da, a terenul respectiv semnat de către Chișinău proiect, toate că ea este, nu știu despre asta. Chișinău proiect, etc., etc.,
Până atunci se conservează pe o săptămână, două, până când primăria va da răspuns și asta e tot. În esență, agentul economic acum suferă cheltuieli, să înțeleg, pentru că a fost nu niște... Numai, uitați, nu numai agentul economic. Și oamenii da, care au investit. În cazul dat s-au investit sute de mii de euro, deja. Pentru că proiectările, uitați-vă, fiecare ștampilă, asta e proiect, finosă, apă, canal, rețele, etc. Fiecare document care se obține conform certificatului de urbanism, asta sunt cheltuieli, asta sunt avizie, sunt plăți și așa mai departe. Investitorul până azi, el oricum continuă, îi vin conturile, achită energie electrică, este obligat să facă anumite lucruri, chiar în afara proiectului respectiv. Și consilierii municipali au ajuns până la aceea că au un proiect de decizie în Consiliu și acolo scrie în legătură cu adresarea locatarilor din strada numărul 23, solicităm ca contractul de arendă să fie anulat. Da? Voi ați mai auzit vreodată cineva așa aberații juridice? Un contract care a produs efecte deja și în care o serie întreagă de firme, de oameni, de investiții pot rămâne blocate. Și eu nu înțeleg, dar ceilalți consilieri cum se uită la chestia asta? Chiar lor le pare normal așa situație? În cazul acesta propuneți ca să fie diferențiată atitudinea față de cei care într-adevăr au, pentru că sunt în Chișinău și firme care cu abuz au obținut actele și nu au respectat normele generale de a construi un bloc, și în Consiliul Municipal Chișinău ar fi trebuit să se formeze o comisie care să verifice corectitudinea unor acte ale unor agenții economici și a altora, să vadă cine și cum mai departe să lucreze. Nu este care ar fi ieșirea, dar care ar fi ieșirea din situația după dumneavoastră în cazul de la Melescu Spătaru? Consiliul Municipal ca organ legislativ emite decizii, contracte de arendă, decizii, este puterea legislativă. Consiliul Municipal nu are decât să onoreze obligațiile față de cetățeni, să lucreze corect. Știți că 2000 de decizii stau prăfuite de 2 ani? Nimeni n-a votat nimic timp de 2 ani. De ce? Știți că unii cetățeni s-au adresat deja în judecată cu o formulare stupidă de a obliga judecata, nu, ca judecata să oblige consilierii să cel puțin să includă pe ordinea de zi și să analizeze, nu-ți voteze. Păi închipuiți unde s-a ajuns. Pentru că se face doar publicitate, show, s-a vorbit în fața camerelor, pe unul jurnaliștii pleacă, îi fac știrile. Și se uită despre Consiliul nu funcționează. Nu funcționează. Asta e cel mai strașnic. 2000 de proiecte decizii stau. Oamenii așteaptă rezolvarea problemelor. Și asta nu o spun eu. O spun consilieri socialiști care au ieșit din fracțiune. Asta o spun alți consilieri care mai au forța, puterea să mai vorbească ceva. Ce am văzut eu? Dar eu acum, în afară de cu, haideți așa, cum îndrept cu Spătarul, eu vreau să spun un punct, da? Totul este perfect legal. Dreptul de proprietate cu nimic nu se va substitui. Chiar și dacă Consiliul, printr-o stupiditate, anulează ceva, toate, este punct în contract, pierderile și investițiile vor fi recuperate. Eu vreau să dau, nu mergeți pe calea lui Putin cu Iucos. Nu mergeți, pentru că Rusia e datoare 10 de miliarde pe cazul dat, mă înțelegeți? 10. Și oricum o să confiști tot de la ei și o să întoarcă. Nu Putin, cetățenii ruși o să întoarcă. Nu poți expropria o companie. Aici e expropriere, mă înțelegeți? Expropriere, aici sunt toate actele. Da, poate să stopeze pe perioada inspecția, poate să găsească o problemă. Inspecția, știți, construcțiile pot să aibă 10 de prescripții timp de 2 ani cât se construiesc. Ele se îndeplinesc. Asta e prescripție. Asta înseamnă că trebuie să îndeplinești niște cerințe. Cerințe pe care asta nu înseamnă anulare. Asta înseamnă doar o cerință. Foarte corect. Așa. Cu Spătoarea am pus punct. Adică miturile ați înțeles. Este, da. Nu este aer. Da. Nu este aer. Sunt nădușă. Teren dar de eu joacă m-am uitat, iau. Teren de joacă. Au, și spații verzi. Spațiile verzi. Și casa uscadă. Eu prefer în așa situație să ascult oameni specializați, 2-3. Dacă n-am încredere, ne ducem la Chișinău proiect. Dumneavoastră ați fost prezent în cadrul acestor scandaluri. Oamenii până la urmă au fost informați că totul este în regulă și că actele, vorbim iarăși despre comunicare, cu acei da, care vin. Au fost informați că totul este absolut ilegal, acolo sunt bandiți. Acolo păi dintr-o singură criminali. Direcție vine informația, dar din partea, nu din este, partea investitorului. Dar nu este posibil de explicat. Nu vă ascultă nimeni? Nu este posibil de explicat. Pentru că nu este posibil. Este provocare
orice discuție păi, începe... Că, sperăm nu. Că astăzi au fost careva dintre telespectatorii noștri și persoane din aceste blocuri nu, și v-au eu, auzit. Corie, vreau să le spun un singur lucru acestor vecini. Ei trebuie să învețe a stima pe alți cetățenii ai municipiului Chișinău. Chiar. Și dacă cineva din ei în unele locuri greșesc, chiar și ei trebuie civilizat să se învețe a discuta. Pentru că cei care construiesc conform legii la noi nu sunt companiile, ele sunt doar manageri de proiect, sunt oamenii, mă înțelegeți? Oamenii. Și aici vreau să vorbesc și despre faptul că să nu asculte și să fie mai atenți și să verifice înainte de a vedea sau a primi niște sfaturi din partea, aici vorbesc din partea celor care mai des vizitează acest teren de la Milescu Spătare. Uh-huh. Vorbesc despre videoul cu o persoană care le dă un sfat să arunce cu niște sticle cu exploziv. Da. Vreau regia să puneți și acest video să-l urmărim. Da, doamna era membra probabil la condominiumul sau a cooperativei din blocurile nu care... Nu este corect. Doamna e membru a Partidului Comunist care luptă cu fasciștii deci care acolo vin peste țara... Acolo nu e vorba despre locatarii din blocul vecin, da? Peste tot e același scenariu. Da? 10 pensionari care, încă o dată vă spun, e membru a Partidului Comunist, Stalin e viu, o să vină, o să facă riu. Tot e verificat, da? Ani deci, tabaronul, acolo nu toți sunt bandiți și așa mai departe. Locatari din blocul vecin. Dar cine-i domnul care le-a dat sfatul să arunce? Dar în fiecare bloc noi avem locatari tineri, de vârstă medie, și avem locatari pensionari. Uh-huh. Pentru ei chestia respectivă e ca o gură de aer. Da? Pentru că ei cred în iluzia respectivă, asta e legătorul perfect a partidului respectiv. Părerea de rău ei exploatează. Și întreabă părerea acestei persoane, care nu are studiile necesare să discute în general de așa subiect, mă înțelegeți? Nu-i corect. Eu aș face altfel. Aș chema Chișinău Proiect, Urban Proiect, încă 50 specialiști și aș spune, haideți să facem o ședință chiar aici, să vedem. Dar specialiștii să vorbească, să vorbim într-un limbaj normal, legal. Dar așa limbaj, mai departe, cine-i persoana dată? Asta e fostul șef a poliției municipale, ordine publică, consilierul municipal, socialist, domnul Petru Corduneanu. Unde, mai repet încă o dată, trei oară întrebare, s-a mai văzut? Cum e posibil așa ceva? Берите горючую смесь, поджигайте забор, acolo lucrau oameni. Înseamnă că să dăm foc să moară oamenii. Cei care lucrează legal, da? Să aruncăm în ei cu sticle, cu explozive. Da? Și mai departe, doamna încă întreabă, dar p-aș arunca, dar de unde să iau? Normal, discuții între un consilier și într-un cetățean. Da, ajungem la situația aberantă din un simplu motiv că oamenii nu sunt informați și din simplu, cât e de banal motivul, că sunt duși în eroare din niște situații. Și până la urmă, dacă totul este legal, să spună legea dacă aveți dreptul sau nu să construiți acolo. Legea, dacă ar fi în capul Mesii, înțelegeți că poate să fie stat capturat, poate să existe corupție, poate să existe o sumedenie de probleme, dar dacă noi, oricum, nu o să mergem pe formula legală, noi ajungem în situația când nu există nici un reper juridic și ajungem într-o situație stupidă, când nu se recunoaște niciun drept. Mă înțelegi? Niciun drept. Poți să dai foc, poți să lovești cu picioarele, poți să faci absolut ce vrei, să nu recunoști niciun document și așa mai departe. Și asta e tot. El spune doar în misiune. Dar ce are legătură are autorizația? Sunt alte norme care posibil și teoretic au fost încălcate. Dar cine ești, domnule? Ești consilier municipal? Du-te, te rog, în Consiliu și votează legi corecte pentru Chișinău. Arată câte proiecte ai făcut. Ce ai făcut toată viața pentru orașul respectiv? Măcar un proiect. Eu în fiecare zi comunic cu oamenii, cu sportivii, în federația mea. Da? Ei pe mine să mă învinuiască de ceva? Eu care atât investesc din tot ce am, businessul meu unic, e business, am recunoscut de 100 de ori. Noi cu familia trăim, soția are club sportiv. Eu sunt campion mondial, fac sport, am atribuții la tot ce ține de și afacerea ține de sport și asociația pe care o am și așa mai departe.
Da, până la urmă, atât primăria cât și instituțiile, inspecția de stat în construcție și organismele care ar putea să verifice corectitudinea, până la urmă își fac treaba corect sau nu? Dacă cel puțin legal am sesizat organele respective, da, ar fi cel puțin măcar o procedură. Deja dacă își fac corect treaba sau nu, noi putem aprecia. Dar iarăși, eu prefer să lupt cu instrumentariul pe care l-am. Dacă eu sunt nesatisfăcut cu activitatea primăriei, dar eu eram nesatisfăcut deja de 10 ani, eu ce am făcut? Am fost în campanie electorală și m-am folosit de ocazie, știind că n-am nicio șansă la vârsta aceea și 10 ani în urmă sau cât 8 ani în urmă, m-am folosit de ocazie să arăt ce consideră de cuvință. Ia uitați-vă, se fură, ia uitați-vă, are așa o casă, la Didencu, la secretarul. Apropo, ia uitați-vă, Valeriu Didencu, Ion Carpov, Nistor Grozav, de ce nu protestează la persoanele date în cabinet? De ce nu întreabă? De ce ați semnat acte care pretind că sunt ilegale? De ce bat muncitorii? De ce dau foc gardurilor? De ce demolează gardurile? De ce se bat cu constructorii? Uitați-vă că aveți acolo exemple destule. Pentru că au fost cazuri în care într-adevăr au fost semnate ilegale. Păi eu de asta și vorbesc. De ce, dacă au fost semnate ilegal, noi n-am văzut show la domnul Grozav în cabinet? Dar știți de ce? De ce? Colaborează. S-o echipă, nu? S-o echipă. Dar la Grozavul eu am fost în cabinet. Persoana non-grata pentru administrație. Pentru opoziție, persoana non-grata. Pentru toți. Dar de ce? Pentru că le stric ecuația. E foarte comod. Ia că este primăria care a fost lăsată dacă de izbire. Dacă le stricați ecuația, domnul Dar, dacă le stricați ecuația, n-aveți să primiți actele. Dar n-am primit eu actele, nici antreprenorii. Înțelegeți care e situația? Actele, fratele meu aici a ajuns ca a treilea sub-antreprenor care a pus o ștampilă pe un proiect. Ia că care e ideea. Și care e, bun, până la urmă. Dar care e problema? Care e problema? Eu am spus în felul următor, noi dacă... Înțelegeți că în Chișinău, în general, nu există afacere. Nu există dezvoltare economică. De unde? Construcțiile, știți ce înseamnă? Două blocuri aici, asta înseamnă 2 milioane de euro rulaj, pe sine cost. Asta înseamnă TVA la vamă, materiale de construcții. Locuri de muncă, asta înseamnă zeci de firme, beton, proiectare, construcții, amenajare. Toți din 2 milioane, dar acuiz 2 milioane. A locatarilor, a cetățenilor care au muncit peste hotare și vor să investească, pentru că sunt apartamente foarte convenabile, mici, sumele nu sunt mari. Schimbările, după părerea noastră, care ar trebui făcute în acest sector ca să putem să vorbim, să nu mai vorbim de așa situații? Avem consilieri municipali. E clar că aparatul primăriei schimbări nu o să mai facă. Uh-huh. Noi am ales un primar și el trebuie să, cum, cât poate, își va exercita mandatul, așa cum consideră de cuvință. Avem un arhitect șef, și el semnează planul general, avem o direcție de arhitectură care eliberează acte. Eu de mult am spus, ghișeu unic, asta înseamnă ai depus, fix în 10 zile ai primit, conform de, și nu se mai bagă nimeni în chestiunea respectivă. Asta înseamnă metode consilierii să le folosească pe care le au, deputații în Parlament și să facă regulă cum doresc ei în domeniul respectiv. Dacă aș fi eu în locul lor, populația în primul rând, asta e în primul rând, am spus de mult, trebuie să apeși pe o tastă pe calculator și trebuie să apară planul general al municipiului Chișinău și cu verde să fie arătat construcții, construcții. Și fiecare locatar, fiecare cetățean trebuie să știe că lângă el sau la 100 de metri de el... Să se formeze o listă specială a construcțiilor care urmează a fi făcute. Să fie planul general, să fie distribuit și să fie arătat corect public ca fiecare cetățean să poată să se consulte. Și asta trebuie să o facă preturile, primărie și așa mai fiecare departe. Dintre aceste instituții să-și facă treaba corect, să informeze oamenii și să nu ajungem în situații când un agent economic este supus unor agresiuni și a ajuns la situații de genul acesta. Așa să înțeleg. Dar și până la acolo, urmă... Acolo sunt mulți agenți, așa? Pe ce ați mai scos din internet? Câți da, eu am găsit mai mulți aici, într-adevăr. Situația este cam deplorabilă în domeniul există. Acesta. Știți încă, apropo, repede, cât mai avem timp. Da, deja suntem pe final și aș vrea să repede. 95% eu am calculat din toate construcțiile cu scandal, bine, mersi, s-au construit până la urmă. Da. Și atunci apare întrebarea, da, cum așa a fost posibil? Parcă a fost ilegal. Parcă ați format gardurile. Parcă doar s-au luptat doar oamenii. Că pentru unii agenți economici asta implică mai multe cheltuieli dacă pentru sunt toți. Puse bețe pentru în roate. Toți. Pentru alții mai repede și mai puțin bani cheltuie pentru aceste toți, agenți economici. Aceste probleme doar fac cheltuieli agenților economici și evident că le dau de deci, lucru celor care își fac PR pe seama respectivă. Regula de bază ar fi să respectăm legea și să nu admitem ca unele partide să-și facă PR pe seama unor situații sau lacune din legislație. Foarte corect.
Noi vă mulțumim pentru că ați făcut claritate într-o situație. Vă dorim să vă clarificați în aceasta și succes în activitatea dumneavoastră de președinte a Asociației Sportive. Da, mulțumesc frumos! Doamnelor și domnilor, noi vă zicem o seară frumoasă să aveți și vă aștept mâine la 20:00 la emisiunea Importantă.